Da. Dacă am sta și ne-am cercetat pe fiecare în parte și am vedea cum este viața noastră, vă spun, fraților, că suntem departe. Dumnezeu să ne ajute să aibă milă de noi și să ne apropiem. El care este stânca viacurilor, izvorul vieții. Dumnezeu să ne dea putere, pentru că cuvântul Său spune că este o candelă, o lumină pe cărarea vieților noastre. Și Dumnezeu să ne ajute să fie așa o lumină. Amin. Dacă ești întuneric și ai o lumină, ai o reper, o lumină care știi și o vezi, nu te rătăcești. Dar dacă ești în beznă și nu vezi nimica, puțin sorți de izbândă este să ajungi undeva la destinație. Și lumina aceasta este pentru noi Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, pentru că adesea ori suntem copleșiți de lumea aceasta, de lucrurile din lumea aceasta. Adesea ori pe drumul acesta mergem, alergăm și nu-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, să știți. Nu-L vedem așa cum i s-a întâmplat celor doi ucenici care în drumul lor spre Emaus nu L-au văzut pe Domnul Iisus, călătorea împreună cu ei. Și nu L-au văzut, și adesea ori nici noi nu-L vedem, fraților. Dumnezeu să ne deschidă ochii aceștia. Amin. Ca să putem să vedem, că ni s-a dat să vedem lucruri minunate. Ni s-a dat să auzim lucruri minunate, frași și surori. Să auzim ce alții nu aud, să vedem ce alții nu văd. Și în primul rând mă uit în dreptul meu. Ca Dumnezeu să mă ajute să ne ajute să putem duce până la capăt această mântuire. Amin. Cu tremur și cu frică de Dumnezeu. Pentru că în curând fiecare dintre noi va trebui să plecăm de pe pământul acesta. Și stau adesea ori și mă gândesc la clipa și momentul acela când voi pleca, când sufletul meu va părăsi trupul acesta, când Duhul de viață va fi luat, și mă gândesc oare cum va fi acele clipe. Dar cel mai important este, așa cum spune Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea într-un mod după voia lui Dumnezeu. Am păzit credința. A păzi credința este a face voia lui Dumnezeu până la capăt. A păzi credința este de a împlini cuvântul lui Dumnezeu până la capăt, așa cum scrie El. Și venim în locul acesta ca Dumnezeu, și mă gândesc ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei ce ajung aici în fața dumneavoastră și în fața noastră, și atunci când stăm pe bănci, ca Dumnezeu să pună în inima lor, în mintea lor și pe buzele lor, cuvintele vieții și cuvântul lui Dumnezeu să fie rostit așa cum Dumnezeu vrea, frați și surori, de la noi. Cum vrea Dumnezeu ca El, ca noi să învățăm și să putem să-L trăim. Și ceea ce cere Dumnezeu de la noi să putem să-L înfăptuim. Pentru că spune Apostolul Pavel un lucru atât de minunat, și am stat și m-am uitat la lucrul acesta și Dumnezeu să ne ajute, pentru că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie vestit așa cum este. Spune în Faptele Apostolilor 20, capitolul 20, spune așa, a să citesc versetul 24,
Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum i-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea. Și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să sfârșim calea aceasta cu bucurie. Cu bucuria că am putut să sufer pentru Evanghelia aceasta, să suferim pentru Evanghelia aceasta, să răbdăm pentru numele Tău cel Sfânt, Doamne. Și așa cum am auzit ca la sfârșitul alergării să auzim acele cuvinte minunate, veniți binecuvântați Tatăl meu. Apoi mai spune Apostolul Pavel, și Dumnezeu să binecuvânteze pe toți acei ce răstesc cuvântul lui Dumnezeu, și spune așa, de aceea vă mărturisesc în versetul 26, vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Și ca completare, versetul 27, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Doamne, fii binecuvântat! Dumnezeu să ne ajute pe fiecare care rostim cuvântul lui Dumnezeu, să-L vestim drept așa cum este. Să nu ne ferim, poate de multe ori ajungem în situația de a nu putea vesti datorită unor legături a unora dintre noi, de prietenie, de rudenie, de familie mai apropiată. Dar mă uit la aceste cuvinte și Dumnezeu să ne ajute. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, și tot planul lui Dumnezeu este această carte. Fiecare cuvânt. Dumnezeu să ne ajute, pentru că planul de mântuire al lui Dumnezeu a început după ce omul a căzut în păcat în grădina Edenului. Și din Geneza, din capitolul 4, a început planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru omenirea aceasta. Pentru că Dumnezeu a avut și a văzut în vedere lucrul acesta, că omul, așa cum am auzit azi dimineață și mă repet, n-a putut să ajungă la această ispășire a păcatelor decât prin jertfa Domnului Iisus la Calvar, prin Sfânt Sângele Său, căci nici sângele țapilor, al taurilor, al berbecilor, al meilor, al păsărilor care erau aduse ca jertfă, n-au putut să aducă ispășirea aceasta și iertarea păcatelor. Și numai atât, dreptul la moștenirea pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o tuturor. Amin. Ascultăm în continuare.